În acest video îți voi oferi cele 7 caracteristici ale emoțiilor, adevăruri pe care vreau să le știi pentru a te împrieteni cu emoțiile tale și a deveni mai inteligent emoțional. 1. Emoțiile neplăcute și dificile sunt universale. Toată lumea simte emoții, fără îndoială. Asta înseamnă că nu ești singur. Doar caută un sens în suferință. Acel sens este mesajul pe care emoțiile doresc să-l transmită. Dacă e să suferi, să suferi cu un scop. Căutarea sensului este preferabilă decât a evita informația prin autoînvinuire ori suprimarea emoțiilor. Caută așadar să vezi ce-ți comunică ție emoțiile și nu te învinovăți sau blama pentru faptul că le simți așa cum o faci. 2. Emoțiile au evoluat cu scopul de a ne avertiza de pericole și de a ne informa cu privire la nevoile noastre. Emoțiile au o valoare adaptativă, arătându-ne care sunt amenințările în sens particular și ce nu funcționează în viața noastră în sens general. Dacă ne ascultăm emoțiile, înțelegem ceea ce avem nevoie și ceea ce ne lipsește și putem lucra în direcția respectivă. 3. Convingerile sunt cele care determină impactul pe care îl au emoțiile asupra escalării sau menținerii emoției respective. Asta înseamnă că felul în care privești emoțiile conține o parte din problemă și o parte din soluție. Dacă te uiți la emoțiile tale cu resentimente și cu răutate pentru că ele te chinuie, acest lucru doar va amplifica fenomenul. Însă, dacă începi prin a considera că emoțiile sunt un semn, un mesaj cu privire la direcția greșită spre care se îndreaptă viața ta, vei începe să le consideri adevărați prieteni. 4. Convingerile principale care strică relația cu emoțiile noastre sunt catastrofarea, convingerea că emoțiile n-au sens și trebuința de a fi în permanent control asupra lor. Drept rezultat, cel mai adesea apare sentimentul de inutilitate, rușine, învinovățire sau resemnare. Asta înseamnă că trebuie să renunți la dramă și la exagerările inutile cu privire la evenimentele negative din viața ta. E nevoie să înțelegi ce îți comunică emoțiile și să încetezi a le controla prin a admite că nu există emoții bune sau rele. Ele doar există. Lasă-le să se manifeste. 5. Strategiile de control emoțional nu fac decât să înrăutățească situația. Aici ne referim la comportamentele tale. E nevoie să renunți la a-ți controla emoțiile și de a apela la obișnuințe toxice precum tutunul, alcoolul, sexul, mâncatul compulsiv și așa mai departe. Cel mai eficient mod de a renunța la ele este să le înlocuiești cu strategii mai bune, cum ar fi scrierea sau îmbunătățirea abilităților de a le comunica. 6. Exprimarea și validarea emoțiilor sunt eficiente în măsura în care normalizează, universalizează, sprijină înțelegerea, diferențiază emoțiile între ele, reduc vina și rușinea și ajută la consolidarea convingerilor referitoare la capacitatea de a tolera experiența emoțională. Asta înseamnă că trebuie să cauți să înțelegi că emoțiile doar există. Ele doar sunt și atât. Nu sunt nici bune, nici rele, ci un semnal al minții noastre cu privire la direcția vieții noastre. Acceptând emoțiile, durerile emoționale vor înceta să mai existe. Doar acceptă-le, aprobă-le, validează-le, înțelege-le mesajul cu care vin și lasă-le să se manifeste, fără a le pune etichete. Mulțumește-le lor că au venit la tine și ți-au adus ceva. Acel ceva de care ai nevoie pentru a produce schimbarea. 7. Procesul de învățare a recunoașterii emoțiilor neplăcute și a dezvoltării toleranței la frustrare poate fi înțeles ca un model al creșterii personale. Autoeficacitate sporită și un sens mai complex al vieții. Este o muncă interioară pe care ești nevoit să o faci. Această muncă nu este ușoară, dar ce lucru ușor din lumea asta are valoare. Odată ce te împaci cu emoțiile tale, le accepți și înveți cum să le asculți, acest lucru va oferi o enormă satisfacție și sens pentru viața ta. Așadar, lucrul cu emoțiile reprezintă lucrul cu propria persoană, iar acest lucru îți va îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Merită să o faci! Dacă vrei să înveți cum să-ți gestionezi emoțiile, ai un clip în colțul de sus al ecranului și ne găsim acolo. Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul SEMPED dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.